Legea prin care s-a stabilit transmiterea terenului pe care este amplasat stadionul Republican în proprietatea Americii a fost publicată în Monitorul Oficial, asta după ce anterior șeful statului Igor Dodon a refuzat de două ori promulgarea documentului. Totuși, într-un final, acesta a fost semnat și astăzi publicat, transmite Bizlăv. Potrivit legii, guvernul de la Chișinău urmează să determine și să negocieze prețul terenului, care nu va fi mai mic decât costul de piață și va semna contractul de vânzare-cumpărare. Astfel, dacă tranzacția se va face pe locul stadionului, care este o proprietate publică a statului, va fi construit în noul sediu al Ambasadei Americii. Precizăm că SUA și-au anunțat intenția de a cumpăra terenul la sfârșitul lui 2017. Stadionul Republican a fost demolat în 2007 la inițiativa prim-ministrului de atunci, Vasile Tarlev, care s-a angajat să construiască o arenă națională modernă. Cum se întâmplă de cele mai multe ori la noi, promisiunile acestuia au rămas doar la nivel de declarații.